Ministerul Sănătății este guvernat de 112 pagini de titluri de acte normative, fiecare creat pentru a avea grijă de un loc de muncă, pentru ca un funcționar să aibă ceva de scris sau de făcut în plus, sau chiar asta să-i fie fișa postului. De aceea v-am spus de acest număr de pagini și de titluri, pentru că lucrăm la un proces de restructurare a acestei legislații. Cu siguranță și acest lucru vis-a-vis de pacienții care au nevoie de rețete cu anumite medicamente pe anumite patologii, și acest cadru va fi restructurat. Pot să vă mai dau și eu exemple. Sunt pacienții transplantați hepatic care vin din satul mare, din Maramureș, pentru o rețetă la 3 luni în București. Pacienți care, din păcate, n-au nici mijloacele financiare necesare pentru a se deplasa, pentru că oamenii sunt săraci. Și alte exemple. Pacienții cu hepatită pentru grad de fibroză 4 trebuie să meargă doar în centrele universitare. Deci sunt niște lucruri pe care le vom regla, dar va trebui să discutăm și cu comisiile care lucrează cu Ministerul de pe lângă Ministerul Sănătății, pentru că munca acestor comisii este să, scopul de fapt acestor comisii este să ușureze viața pacientului. În 90% din cazuri o îngreunează, tocmai datorită temerilor acestea vis-a-vis de corupție, vis-a-vis de teama de a nu pierde pacienți, și mă refer aici teama de a nu pierde de către anumite zone de interes pacienți. Și mi-asum foarte bine ceea ce spun.